Astăzi, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care suspendă complet acordul de facilitare a vizelor dintre Uniunea Europeană și Rusia. În consecință, cetățenilor ruși li se vor aplica regulile generale ale regimului de vize. Vorbesc în continuare despre acest subiect alături de Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Florin, bine te-am găsit. Spune-mi ce înseamnă mai exact această decizie și când intră ea în aplicare. Bună, Alice. Este vorba de un acord care datează din 2007, mai precis de la 1 iunie 2007, în care, pe bază de reciprocitate, existau facilități în acordarea vizelor pentru cei din spațiul Schengen și spațiul rusesc. Acest lucru, prin astăzi, Comisia Europeană a decis că acest lucru nu mai este valabil. Bineînțeles că va duce la o creștere a taxei de solicitare a vizei de la 35 de euro la 80 de euro și un timp mai lung de așteptare. Deci nu este vorba de o excludere totală sau interzicere a vizelor. Decizia este de așteptat să fie publicată astăzi în Jurnalul Oficial al UE și se va aplica începând cu 12 septembrie 2022. Este mai degrabă o situație de compromis între țările Baltice, Finlanda și chiar Cehia, care doreau interzicerea totală a rușilor în spațiul Schengen, invocând probleme de securitate în țările, cel puțin în țările Baltice, foarte mulți ruși au intrat de la începutul războiului, iar în partea cealaltă, Germania, Franța, Spania și chiar Portugalia voiau în continuare să se acorde vize rușilor, în special pentru turiști, dar având în vedere și liberalii, dizidenții, jurnaliștii, familiile celor care au fugit din Rusia. Florin, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a amenințat în urmă cu câteva zile că radiațiile nu au nevoie de vize când a fost întrebată de această decizie. Să ne așteptăm și la alte măsuri luate de Federația Rusă? La fiecare măsură luată de Uniunea Europeană sau Statele Unite, Rusia vine cu amenințări nucleare. Este singurul lor atu care le-au mai rămas acum când pierd războiul din Ucraina. Nu au ce alte măsuri să ia decât măsurile de reciprocitate, adică cetățenii din spațiul european care vor dori să intre în Rusia vor avea un procedeu mult mai îngreunat de obținerea vizelor și vor fi cheltuieli mai mari. Florin, îți mulțumesc tare mult pentru informații.